2. Pentru riscul în viața duhovnicească, naționalismul și întreaga omenire. 4 decembrie 1989. Starețul Siluan scrie despre un monah care i-a spus: eu toată viața mea pe nimeni nu am scârbit. Și despre altul care i-a spus: toți mă iubesc pentru că tuturor le fac ascultare. Se naște întrebarea: oare nu este primejdios să vorbești așa despre sine însuți? Oare nu ți-atragi prin aceasta ispite mari? Da, bineînțeles că le atragi și este cu neputință de ocolit. Însă, dintr-un bun începutul credinței noastre, apostolii au fost nevoiți în propovăduirea lor să vorbească despre faptul că fuseseră cu însuși Dumnezeu atât de multă vreme. Și, desigur, tuturor monahilor li se recomandă să nu vorbească despre astfel de lucruri ca să nu atragă inutil asupra lor atacuri de la vrăjmași. Partea negativă a acestora este că, atunci când toată viața în Hristos trebuie să o ascunzi, cum vei învăța pe copii și noua generație ce se va naște învățăturile lui Hristos? Eu însumi am luat asupra un mare risc, pentru care am și suferit multe cuvinte foarte aspre împotriva mea, scriind cele două cărți, cea despre starețul Siluan și, încă și mai rău, cea despre mine însumi. Cartea Vom vedea pe Dumnezeu precum este. Dar eu am luat această hotărâre înaintea morții însăși. De mulți ani îi aștept venirea. Însă nu a fost și nu este altă cale pe pământ unde are prea multă putere vrăjmașul lui Hristos și nu este cu putință să-i ocolești lucrarea decât a povesti. Când am luat asupra-mi răspunderea de a întemeia o mică obște călugărească, în sufletul meu era dorirea de a preda mai departe ceea ce mi-a dat Dumnezeu să văd în Sfântul Munte Athos și mai cu seamă ce am primit prin bineplăcutul lui Siluan. Am scris în cărțile mele că mă sfiesc a vorbi despre darurile lui Dumnezeu, dar că nu este altă cale fără numai aceasta. Mă vedeți toți și din toate înfățișările vieții mele, voi de bună seamă v-ați convins că eu nicicum nu pretind la postura de stareț bătrân, ci m-am socotit întotdeauna ca nefiind un stareț, ci doar un frate al vostru, și cine este bine intenționat a putut să o observe la mine. Eu nu m-am socotit îndreptățit să spun cuvânt cu autoritate stărețească nimănuia dintre voi, ci pur și simplu am povestit despre viața mea și mai ales despre viața starețului Siluan. Tot așa ca și voi toți, ca fiecare dintre voi, și eu vreau să mă închin Dumnezeului pe care îl cunosc și nu celui pe care nu-l cunosc. În Lavra Sfintei Treimea Sfântului Serghie, pe una din biserici, este scris: cunoscutului Dumnezeu, în precumpănire cuvintelor Sfintei Scripturi, unde se pomenește un altar în Atena cu titlul necunoscutului Dumnezeu. Întrebarea este: putem noi să cunoaștem pe Dumnezeu precum El este sau precum El nu este? Pentru mine nu există, în sensul că eu sunt creștin, iar aceasta înseamnă că pe Iisus Hristos îl primesc ca pe Făcătorul a tot ce există în cosmos, ca pe Dumnezeul nostru. Dacă El a fost cu noi, în chipul ființării noastre, și a vorbit pe limba noastră, nu cumva țelul Lui să fi fost a ne păcăli și a ne arăta pe Dumnezeu așa cum nu este? El ne-a dat porunca: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Dacă voi adăuga cuvintele mele așa cum El nu este, atunci îl fac pe Hristos înșelător. Cu alte cuvinte, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu așa cum este în sine însuși. Iar când prietenul și împreună nevoitorul nostru, părintele Ien, a dat ca titlu cărții mele Vom vedea pe Dumnezeu precum este, prima mea reacție a fost să cumpănesc. Se îndreptățește oare din punct de vedere teologic? Nota: această cumpănire a durat o lună de zile, timp în care ne-a întrebat pe toți ce alt titlu am putea găsi. Și de bună seamă, părintele N nu este un sălbatec. El a spus un lucru perfect îndreptățit din punct de vedere teologic. Însăși formula Vom vedea grăiește cu simplitate despre dorirea noastră de a cunoaște pe Dumnezeu precum este. Nicăieri nu am scris: eu am văzut pe Dumnezeu așa cum este, veniți la mine, așa cum unii la Paris au vrut să înțeleagă cartea mea, ce am scris despre ce mi-a fost dat să trăiesc. Cu alte cuvinte, eu mi-am trăit pocăința înaintea lui Dumnezeu în acele limite pe care El mi le-a dat.
pocăința, mare dar. Iar când eu vă vorbesc ca un frate și nu ca un învățător ce șade la catedră, voi, bineînțeles, sunteți liberi, sau să-mi primiți cuvântul ca nefiind al meu, ci predanie a bisericii, sau să lepădați mărturia mea pentru că mă vedeți pe viu așa cum sunt. Notă: părintele Sofronie are în vedere tradiția părinților isihaști, de Dumnezeu văzători și mai cu seamă pe cuviosul Simeon, noul teolog. Acest mare sfânt, dezvăluindu-și experiența vederii lui Dumnezeu, nu odată a suferit o sândire din partea celor care, citând Ioan 1:18, pre Dumnezeu nimeni a văzut nici odinioară, îl învinuiau de rătăcire. Vezi răspunsul lui că nouă ne este cu putință a vedea pe Dumnezeu și că tot cel cu inima curată, încă din această viață, va vedea pe Dumnezeu, în cuvântul 63 și în imnul 11, unde părintele povestește, lovit de uimire, cum i s-a arătat Dumnezeu. Și totuși, cum aș putea eu să împlinesc cele despre care vorbesc în cartea mea? Așa mi-a scris cineva, purtător al unui înalt cin: mărturisiți pe sine vă, deci mărturia dumneavoastră nu este dreaptă. Și așa, răspunzând la întrebarea, oare primejdios este să vorbești sau neprimejdios, voi zice, bineînțeles că este primejdios, dar toată viața în Hristos, în toată vremea, este însoțită de primejdie. Prima și cea mai însemnată primejdie inevitabilă este să greșești, fie doar în gând. Starețul Siluan m-a chemat la el după ce mă cercetase pusnicul, părintele Vladimir, și am venit la stareț cu multă cucernicie. Eu în gând sărutam pământul pe care pășea acest om și poate că de aceea niciunul din cuvintele lui nu stârnea în mine împotrivire, ci le primeam cu adâncă recunoștință și cucernicie. Și deci am hotărât să scriu că, în astfel de condiții, duhovnicul sau starețul se descoperă poate până la capăt. Așa și eu, iertați-mă, multe am scris în cartea Vom vedea pe Dumnezeu precum este. Gândul meu fusese să o numesc experiența unui monah ortodox, dar părintele N. a insistat pe Vom vedea pe Dumnezeu precum este. Desigur, părintele N. întotdeauna năzuiește către aceasta, a vedea pe Dumnezeu precum este, și el și noi ne dăm seama de asta. Asupra mea este îndatorirea a vă vorbi despre ceea ce mi s-a dat, fără a ține seama dacă și voi veți primi cuvântul meu așa cum eu l-am primit pe al Sfântului Siluan sau nu. Eu m-am predat judecății tuturor și acum, nu fără cutremur, vă spun că până în ceasul acesta sunt plin de teamă. Oare nu cumva am scris ceva greșit în carte? Eu însumi sunt mai curând tipul pocăinței decât al celui care ar afirma ceva și nu cred în infailibilitatea omului și pentru aceea, firește, caut în cartea mea unde aș fi greșit. Notă: și într-adevăr, până la sfârșitul vieții, avea cartea la căpătâi, citindu-o și recitindu-o necontenit. Și iată așa, vouă, ca moștenitorii mei, vă propun o sarcină. După plecarea mea, aflați cale spre a lămuri că în niciun cuvânt de al meu nu se află vreo înclinare mincinoasă. Cu alte cuvinte, chiar dacă forma este total nouă, nicăieri de aflat în trecut, cartea mea este plină de predania ortodoxă. Eu presupun că terminologia și toate lămuririle mele sunt corecte din punct de vedere al terminologiei ortodoxe. Unul din cele mai importante aspecte a ceea ce am auzit de la Sfântul Siluan este descrierea rugăciunii lui, în care a primit de la Hristos răspunsul: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Două lucruri m-au impresionat dintr-un bun început atunci când vorbea despre clipa arătării Domnului. Vedenia a durat o singură clipă, dar în această clipă i s-a descoperit veșnicia. Pentru ce eu am crezut că Hristos cel preacurat i s-a arătat și i-a vorbit și nu vreun alt duh? Pentru că el, fiind un țăran rus cât se poate de simplu și aproape analfabet, dintr-o dată a primit duhul rugăciunii pentru întregul Adam, lucru pe care nu-l pot cuprinde cei mai renumiți teologi. Mie mi-a fost limpede că însuși Domnul i s-a arătat, pentru că i-a împărtășit starea lui proprie, cea despre care spune Siluan în scrierile sale: Domnului îi este milă de toți. Și de aceea, cred, scrie mai departe, am început să fac așa cum m-a învățat Domnul, și mintea mi s-a curățit
și Duhul da mărturie de mântuire. Cineva l-a întrebat pe cel între sfinți Filaret al Moscovei, genialul ierarh rus: când este vorba de cărți sau învățături, cum înțelegeți dacă sunt ortodoxe sau nu? Și el răspunde: după Duhul celor scrise. Când citim scrierile starețului, la fiecare pas întâlnim conștiința unui om primitiv și în același timp cea mai înaltă cunoaștere ascunsă sau tăinuită în acest primitivism. Când îl auzeam pe stareț, eu în chip firesc primeam cuvintele lui, percepând conținutul lor dogmatic, iar mărturia lui a fost pentru mine mai importantă decât toate cele pe care le primisem din anii copilăriei de la învățători, profesori și de la tot omul, oricine ar fi fost el. Am încercat să vă vorbesc despre viața aceasta, bineînțeles în nădejdea care îmi umple inima că voi veți continua învățătura și influența lui. Iar în ce mă privește pe mine, pentru cuvântul pe care vi-l las cu limbă de moarte, voi să încercați să găsiți cuvinte mai potrivite și mai exacte pentru a exprima experiența ce a urmat din întâlnirea mea cu starețul. Ce am observat în el, ce nu am aflat în niciunul din profesorii ce mi-a fost dat să întâlnesc ca student. Niciunul din ei nu vorbea cu atâta simplitate și cu asemenea încredințare în adevăr. Dorința mea a fost să întemeiez o mănăstire în Duhul Cuviosului Siluan, dar până astăzi aud că tentativa mea are un caracter curat utopic. Îmi spun unii: ați birui în sine naționalismul este cu neputință. Dar atunci gândesc: mântuirea este cu neputință. Dacă eu sunt naționalist și creștin după credință, atunci îngustez pe Hristos până la conceptul acesta, naționalitatea. Înțelegeți pentru ce îmi este cu neputință să primesc această îngustare și de ce îmi este o mare mângâiere faptul că, deși noi suntem un mic grup, suntem 11 naționalități? În rugăciunea lui Siluan, care tot timpul cheamă a ne ruga pentru întreaga omenire de la început până la sfârșit, bineînțeles că nu se află niciun naționalism. Toate aceste dezbinări naționaliste nu au fost decât urmarea căderii în păcat. Noi nicăieri nu vedem o propovăduire creștină a urii. Înseamnă că în credința creștină este vorba nu de lepădarea altor naționalități, ci de a birui această limitare printr-o suire către rugăciunea cea din Ghețimani. O altă problemă: când pronia ne ridică harul, noi trebuie să trăim ca și cum el continuă să fie cu noi, chiar dacă în chip simțit ne-a părăsit. Însuși Siluan spunea așa: tot ce ne-a învățat harul, noi trebuie să păzim până în sfârșit. Iar când ne vom arăta credincioșia în acest chip, atunci harul ni se va da ca propria noastră moștenire, nestrămutată întru toți vecii. Astfel, când în prima perioadă harul ne învață ceva, totul merge ușor, ca pe unt. Omul iubește pe toți, se smerește înaintea tuturor, pe nimeni nu încearcă să exploateze, nimănui face rău, ci se comportă ca acel monah care pe nimeni nu a supărat în toată viața lui. Însă acel monah era încă tânăr, avea numai 30 de ani. Eu însumi l-am cunoscut ca și pe celălalt monah, care spunea că toți îl iubeau pentru că tuturor le făcea ascultare. Bineînțeles, eu nu sunt un scriitor, ci doar un monah ce se pocăiește, dar acum, amintindu-mi de aceea și de alții, aș putea să scriu o carte uriașă cu titlul Măreția Duhului Omenesc în Hristos. Și astfel, dacă harul te învață dintr-un bun început să iubești și să faci bine fiecăruia mai mult decât sieți, așa cum scrie Siluan, atunci când el se depărtează de la noi, suntem datori să păzim această învățătură ca și chip al vieții noastre, ca și cum harul ar fi cu noi. Și prin această pază, noi ne vom arăta credincioșia chiar atunci când totul devine dureros, și atunci vom înțelege cuvintele lui Hristos: tot cel ce voiește să vie după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea și să urmeze mie. Crucea lui Hristos ascunde multe înțelesuri. Creștinul nu poate să nu sufere în această lume. A observa acel duh ce împărățește în viața lumii este deja o mare suferință pentru creștin. Lumea trăiește având propriile țeluri, care nicicum nu se aseamănă cu țelurile lui Hristos pentru ea. Iar noi suntem nevoiți să trăim în această lume
ca totuși să ne săvârșim într-un fel sau altul calea noastră creștină. În viața de obște, aceasta se poate mult mai mult decât în pustie. Când ne învățăm să trăim cu celălalt, ne învățăm să trăim cu milioane de oameni asemenea lui. Când am cunoscut 10 sau 15 oameni care trăiesc aici, atunci am cunoscut milioane de oameni din negura veacurilor trecute și contemporani. Viața lor trece prin mine, iar aceasta harul o învață. Iată ceea ce trebuie să păzim noi, precum zicea Siluan, până la sfârșitul vieții, și atunci ne va fi dată mântuirea. A doua perioadă se numește luarea harului în forma lui simțită, când omului toată lucrarea creștină îi devine grea, perioadă deosebit de dureroasă și grea, dar de neapărată trebuință fiecăruia dintre noi în căile mântuirii. Căci în credincioșia față de predaniile lui Hristos se manifestă caracterul nostru, hotărârea noastră, credința noastră. Și cum zice Domnul, la început harul se dă omului fără ca el să fi făcut ceva, apoi el se ia, pentru a lăsa omului putința să-și arate credincioșia, iar mai apoi, când și-a arătat credința într-o puțin, îi se dă ca propria lui mare bogăție, veșnicia. În formele sale exterioare, monahismul păstrează o oarecare simplitate, fără nicio pretenție, dar în esența lui este neînchipuit de măreț. Aceasta trebuie să rămână în sufletul fiecăruia dintre noi. Dacă voim în mănăstire să ne zidim mântuirea, mănăstirea ne dă un avantaj nespus de mare, prin faptul că putem cu încredere să ne trăim viața creștinească. În lume este mai primejdios, pentru că omul numai decât se face obiectul exploatării și robiei. Neapărat trebuie să păstrăm în sine felul de a vedea al lui Hristos. Toată omenirea este un singur pom, iar noi toți sau ramuri, sau frunze, sau roade pe acest pom. Firesc este fiecărui creștin să devină purtător în sine al întregului Adam. Fiecare dintre noi trebuie să năzuiască, să trăiască întreaga istorie a omenirii, de la întemeierea lumii până la ultimele ei destine. Și atunci vom fi devenit creștini. Vorbesc despre aceasta cu îndrăzneală, riscând, ca de obicei, să mă primejduiesc când este vorba de acest aspect, universalismul vieții creștine. Iată că din nou am ajuns la țărmurile acestui ocean. Creșterea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu se face pe neștiute. Nu ne putem logic explica în ce chip ea se dezvoltă, începe să se conștientizeze și să-și iubească aproapele ca însuși pre sine, așa cum spune cuviosul Siluan. Fratele este viața noastră. Noi nu înțelegem cum se întâmplă aceasta, dar treptat inima se învață. Nu ne putem urmări pe noi înșine, nu prin logică, ci numai prin starea inimii noastre, noi judecăm când și în ce măsură am greșit. Când pierdem harul, simțim pierderea ca pe o urmare a actelor noastre premergătoare. Iar cum să ne luptăm cu păcatul? Iată sarcina noastră.